Da, deci în drumul nostru spre Italia, uite, ne-a oprit poliția în Ungaria. Culiță Sterp a fost oprit de poliție în timp ce era pe drum spre Italia la un concert. Artistul a povestit că el și echipa sa au fost opriți nu o singură dată, ci de două ori de poliție. Culiță bănuiește că polițiștii văd număr de România și de aceea îi opresc, cu toate că au plecat la drum cu microbuzul. Problema era faptul că artistul și echipa sa trebuiau să ajungă în timp util în Italia pentru a onora concertele de acolo, iar faptul că polițiștii tot opreau le încurca destul de mult programul. Asta e a doua oară când ne opresc. Și nu mai prit o dată pe autostradă. Nu știu ce au cu noi. Văd număr de România, trage pe dreapta. Microbuz cu remorcă. Am venit cu microbuz de data asta că n-am găsit bilete de avion ca să ajungem în timp util, că am cântat aseară la Cluj și așa a fost treaba. Erau numai seara bilete de avion și trebuie să venim cu mașina. Ia uite, ai noștri. Din fericire însă au ajuns la timp în Italia, unde prima masă a lui Culiță a fost o plasă mare de mandarine. Pe drumuri am fost și la cumpărături, am cumpărat o plasă de mandarine. Vlad, hai să ne apucăm de ele. Hai să-i dăm daună. Așa, o plasă de cumpărături. Și seara ne întâlnim la WC-ul, la ce club? În timp ce Culiță era în Italia la concert, Daniela Iliescu și micuțul Milan au pornit și ei la rândul lor la drum cu mașina. Iar distracția era în toi în mașină, deoarece logodnica lui Culiță Sterp și fiul lor ascultau melodii amuzante pentru copii, spre entuziasmul lui Milan, care bătea din palme și cânta versurile împreună cu mama sa. Iar Milan este băiat mare deja. A crescut și priviți cum se laudă cu faptul că are mușchii mari. Și ce facem la sală? Anul. Ia, arată-mi unde-și mușchii. Iotez. Super. No, mergem să îl căutăm pe tati. Mai ca bubu faci mușchii mari? Da.